Bună ziua la toată lumea, bine ne-am întâlnit la acest eveniment important, zic eu, în această perioadă când se vorbește despre această campanie 16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Este un subiect, eu nici nu știu, care mai rămâne tabu în societatea Republicii Moldova, pentru că și atunci când merg în Moldova profundă și mă întâlnesc cu multe domnișoare și doamne, încă mai vorbesc că, da, în familie nu e totul în regulă, dar nu ar vrea să spună nici vecinului, nici părinților, nici mai ales presei, pentru că asta rămâne a fi o rușine și nu cumva mă întâlnesc mâine, poi mâine, pe stradă sau undeva cu cineva și îmi zice aflat eu care e soarta ta, dar cel mai probabil porți și tu vină. Iată, tocmai lucrul ăsta cel mai mult îmi displace atunci când aud despre fenomenul violenței. Mediatizată sau nu, violența domestică se regăsește în familii educate, dar și în familie cu o educație precară, în familii unde sunt lipsuri materiale, dar și în familii unde există suficient avuție, bogăție. Și cel mai probabil de asta și ne vine greu astăzi să răspundem la întrebarea cine și de ce abuzează fetele, femeile, doamnele, domnișoarele. Pe parcursul acestui eveniment o să încercăm să răspundem și la aceste întrebări. Evenimentul are genericul Rolul mass media în prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor. Scopul este prezentarea rolului instituțiilor mass media și a jurnalistelor în promovarea egalității de gen și prevenirea violenței împotriva fetelor și femeilor. Vom avea două runde de discuții. Suntem încântate să le avem prezente la acest eveniment și pe reprezentantele a două organizații importante, organizații internaționale importante care își desfășoară activitatea în Republica Moldova. O să vorbim pe parcurs despre principalele constatări ale raportului global, cartografierea legăturii dintre elucidarea în mass media a violenței împotriva fetelor, acțiuni și recomandări. Ziceam că avem prima rundă de discuții. În cadrul acestui panel o să avem și trei vorbitoare. Se constată că subiectul violenței ar ocupa unul dintre primele locuri ca pondere în spațiu public, deși în ultimii ani fenomenul violenței pe micul ecran a atras cele mai multe dezbateri publice, critici și sancțiuni. Televiziunea continuă să transmită multă violență. Avem aici și colegi care reprezintă instituțiile media TV și cel mai probabil o să punem în discuție și acest aspect. Ziceam că continuă să fie multă violență pe micile ecrane. Mass media informează în permanență cu privire la diverse manifestări ale acestui fenomen, de la formele cele mai agresive, precum războaiele, crimele, bătăile, violurile, furturile, distrugerile de bunuri, manifestările nervoase declanșate de pandemia de COVID-19. Am avut 2 ani când, iarăși dacă e să citez multe din doamnele care au stat acasă, au spus că cel mai mult atunci ar fi fost agresate în familie. Știți, bărbații mai mergeau la locul de muncă, mai ieșeau, femeia trebuia să aibă grijă și de copii, mai ales că și școala a fost online și psihologic totuși a avut femeia cel mai mult de suferit. Violența de pe ecrane se transformă cu ușurință în violență pe stradă, în domiciliu, în școală. Se crede că mass media și publicitatea deseori ratează misiunea de a fi educatori sociali. Violența virtuală naște violență reală și victime, iar victimele înseamnă noi subiecte de știri și o nouă propagare a răului care se autoreproduce și aduce uneori audiență. Și iată, pe mine mă supără că în goana asta, după audiență, like-uri, bani, pentru că este și publicitate,
uităm să punem accent pe adevăratele valori care ar înfrumuțesa lucrurile în societate, dar nu le-ar face și mai urâte. Pe parcursul a două ore vom vorbi despre rolul mass media în prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor și cum breasla noastră poate contribui la schimbarea accentelor și a mesajelor legate de acest fenomen numit violență. Violența împotriva fetelor și femeilor este cea mai răspândită încălcare a drepturilor omului la nivel mondial. Una dintre ariile strategice de intervenție ale Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen, UN Women, la nivel global și în Moldova, este eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. Iată de ce o invit acum cu un cuvânt de salut pe Dominica Stojanovska. Dumneaei este reprezentanta de țară UN Women. Dominica Stojanovska are aproape 20 de ani de experiență profesională în domeniul drepturilor omului. Ea a luptat și mai continuă să lupte pentru drepturile femeilor și eliminarea oricărei forme de discriminare, implicându-se în diverse acțiuni. A fost în Macedonia de Nord, în Ucraina, acum are o ședere de ceva timp în Republica Moldova. Vă invităm cu un cuvânt de salut. Mulțumesc. Bună ziua. I really have to try to move to English to be able to express what I want to say. So I will say 2-3 sentences and then the translator will help me out. Please. First of all, I really want to thank the Association of Independent Journalists. I want to thank all journalists who are joining us today. I want to also greet my colleague Maha Damash from the representative of UNICEF. This is an important event at the start of the 16 days campaign to eliminate violence against women and domestic violence. În primul rând, bună ziua și mă bucur că sunt aici cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc tot Asociației Jurnaliștilor Independenți și tuturor jurnaliștilor pentru prezență și participare și colegii mele Maha Damaj din cadrul UNICEF pentru participare și prezență și vreau să spun că acest eveniment este unul foarte important la începutul acestei campanii de 16 zile privind eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor. This event has a very specific objective. You may call it egoistic from our side, but it has an objective really to share with you results of a study that was done after the COVID-19 pandemic and the impact it had on women and girls and children overall when it concerns violence. Deci acest campanie și eveniment are un scop foarte important. Poate considerați că este un pic egoist din partea noastră, dar vrem să împărtășim cu dumneavoastră rezultatele acestui studiu important care a fost realizat după pandemia COVID-19 pentru a vedea impactul care l-a avut acest fenomen asupra vieții femeilor și copiilor și violenței împotriva acestora. To also discuss with you, have a dialogue today and discuss partnership during and before the start of the 16 days campaign about how we raise awareness on the phenomena, how we collectively work together to prevent it, and how also we speak about this. Deci este vorba de a avea un dialog important și constructiv cu dumneavoastră, de a sensibiliza comunitatea cu privire la faptul cum informăm persoanele despre acest fenomen și cum prevenim acest fenomen. And this is because still violence against women and children is one of the most omnipresent human rights violations in the world and remain one of the most persistent barriers to achieving gender equality, meaning equality between women and men and boys and girls, but also achieving the sustainable development. Deși aceasta pentru că violența încă rămâne una din principalele bariere în realizarea acestei egalități de gen între bărbați și femei, între copii, între băieți și fete, dar și acestei durabilități a egalității de gen în societate. During the COVID-19 pandemic, violence against women was called the shadow pandemic. But it wasn't a shadow pandemic, it was always. It is a persistent pandemic for many, almost centuries. Deci, în perioada COVID-19, violența împotriva femeilor a fost numită o pandemie
de pe fundal sau în ascuns, deși aceasta nu era o pandemie la moment, ea a existat pentru totdeauna de sute de ani. But what COVID-19 pandemic demonstrated to us, as many other crises and wars, is that when we have and we face a crisis such as we are facing in Moldova now, the triple crisis of refugee, economic and energy crisis, violence against women and children increases. Dar ceea ce ne-a învățat pandemia COVID-19 este că atunci când avem o criză, cum avem acum în Moldova această criză triplă, economică, pandemică și aceasta a refugiaților, deci violența în astfel de contexte întotdeauna sporește. We have seen important progress in the country in with the ratification of the Istanbul of the Council of Europe Convention on Elimination of Violence Against Women and Domestic Violence. And we have seen the consequence amendment of the legislation, including the criminal legislation yesterday in Parliament. Am văzut progrese și schimbări în ceea ce privește ratificarea convenției cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor și amendarea unor acte legislative sau unor legi care au fost aprobate ieri în Parlament. But to make a real change in the life of people and families, we need to really see how to strengthen the prevention in first place, protection, but also prosecution of perpetrators. Dar pentru a schimba modul de viață și impactul asupra societății și asupra femeilor în general, trebuie să ne gândim cum să dezvoltăm măsuri de prevenire, monitorizare, dar și lucru sau urmărire penală lansată împotriva agresorilor. But to come back to the relevance of this workshop and to make a closure with what we would want to talk to you is really the importance of reporting, raising awareness on all forms of violence, including the increasing rate of digital violence, the online violence, which is we are seeing increasing, and we are also aiming to analyze, even in our region, the trends, the perspective, but also the legal regulation to the legal framework to regulate such violence. Dar ce despre ce vrem să vorbim mai mult în cadrul și acestui eveniment este faptul de a raporta și cum raportăm aceste cazuri de violență pentru ca să putem analiza chiar și la nivel regional și local tendințele care le adoptă acest fenomen. UN Women and UNICEF did a global effort. Our two agencies after COVID-19 wanted to really do a report and analysis of the content of the media reporting when it comes to violence in the amidst the COVID-19 pandemic. UNICEF și UN Women au făcut un efort comun important în încercarea de a analiza tendințele media de raportare a diferitor forme sau cazuri de violență. And there were important recommendations coming out and guidances on gender and age sensitive reporting when it comes to cases of violence. Și au fost lansate diferite recomandări în ce privește raportarea sensibilă la dimensiunea de gen în diferite cazuri de violență. That we want to have a dialogue with you on and see how maybe we can contextualize them and use them also in the context of Moldova, but also to call you, all of you, to join us in the effort of communicating and sending the signal from wearing orange to sending several messages during the 16 days campaign. Și vom încerca să lucrăm astăzi cu dumneavoastră pentru a vedea cum implementăm aceste recomandări, dar și să încercăm cu dumneavoastră să elaborăm mesaje care să le lansăm în cadrul societății, în cadrul comunității, în cadrul acestei campanii de 16 zile de activism. The work on prevention and protection from violence and reporting and talking about gender-based violence should not be limited to the 16 days, but the 16 days have a very symbolic value and nature, which the bigger partnership and alliance of all of us can bring bigger change in the minds of people and also understanding more on the context, on forms of violence, but also of what does it mean in the context of the country and the current legislation, what would be the consequence of it. Thank you. Deci asta înseamnă foarte mult pentru noi, pentru a lansa și a implementa aceste recomandări și vrem ca toți dumneavoastră să vedeți că aceste 16 zile sunt insuficiente pentru aceste eforturi, dar reprezintă un simbol pentru a ne implica cu toți în promovarea acestor
acțiuni de prevenire și a schimba, a încerca să analizăm și să schimbăm contextul și societatea noastră pentru un viitor mai bun. Mulțumim! Mulțumim foarte mult! Am reținut gândul dumneavoastră că violența spărește pe timp de criză. Iată că suntem în crize permanente, încă de la izbucnirea pandemiei de COVID-19 și până astăzi, când există și această criză economică și criză socială, criză energetică și război în imediata vecinătate a Republicii Moldova și cel mai probabil nimeni nu s-ar încumeta astăzi să spună când scăpăm de toate aceste crize și mai ales cât de mult avem noi de lucru, cei care reprezentăm mass media, ca să putem și noi pune umărul la prevenirea violenței, violenței domestice și nu numai violenței în familie, dar și violenței verbale, pentru că acum stresul e destul de mare. Violența cauzează violență și are consecințe pe termen lung, atât asupra copiilor, cât și a societății în general. Astfel, educația este un element de bază pentru eradicarea acestei probleme. Statisticile din Republica Moldova arată că una din patru fete a fost supusă violenței fizice până la vârsta de 18 ani. E o statistică tristă. Maha Damaj, reprezentanta UNICEF în Moldova, vine și dumneaei cu un cuvânt de salut. Ah, yes. I was wondering what picture you would put of me. Okay. Văd imaginea mea pe ecran. Sorry, just a minute. Problems with technology. There we go. I have a simpler problem today is that I forgot my glasses, so I'll be reading with some difficulty. Mi-am uitat ochelarii, ce scuze. Voi citi un pic mai dificil. Doamnelor și domnilor, stimați parteneri, bună dimineața. It is my pleasure to be with you here today to share a few thoughts on the role of the media in preventing violence against women and girls. Este plăcerea mea să fiu astăzi cu dumneavoastră aici pentru a împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri și idei despre rolul media în prevenirea violenței. Without any doubt, the relationship between gender and violence is complex, weaving an intangible elements of culture, social norms, stereotypes and stigma. Cu siguranță, acest lucru este foarte important pentru că implică în sine mai multe componente, precum stigmatizare, stereotipuri, norme sociale și alte elemente de acest gen. It should therefore not surprise us that gender-based violence is the least visible human rights violation, even though, as Nermica mentioned, it is the most pervasive violation in the world. Cu toate acestea, nu trebuie să ne mire faptul că violența în bază de gen este cea mai puțin observată sau cel mai puțin observabil fenomen, cu toate că, Dominica, menționați că este cea mai permanentă, cea mai continuă formă de violență în societate. Worldwide, over 1 billion females aged 15 and older, that's at least one in three females in that age group, have experienced physical and or sexual violence in their lifetime, simply because they are a woman or a girl. Circa un miliard de femei din lumea întreagă, de vârste de la 15 ani, ceea ce înseamnă una din trei femei, au trăit violență fizică sau de alt gen la adresa lor doar din faptul că sunt femei. In Moldova, this figure is sadly even higher. According to a study that was referred to a moment ago, a study conducted in 2018, 40% of women in Moldova have been subjects of physical or sexual violence since the age of 15. În Moldova, cifrele sunt și mai triste. Este stabilit printr-un studiu despre care s-a menționat că circa 14% dintre femeile de la 15 ani au fost supuse violenței fizice sau sexuale. And an alarming 10% of children were subjected to sexual violence, with three times more girls than boys falling victims to sexual abuse. Și o cifră alarmantă de 10% dintre copii au fost supuși violenței sexuale, fiind în rândul acestora fiind de trei ori mai multe fete decât băieți. This data would be higher if it included the full continuum of violence, such as sexual harassment or violence in digital contexts, to name two.
Aceste date ar putea crește și mai mult dacă am luat în considerație și alte tipuri de violență, cum ar fi hărțuirea sexuală și altele. Even worse, we know the issue remains largely unreported due to the impunity of the perpetrators and silence, stigma and shame surrounding it. Și mai trist este faptul că acest fapt rămâne neraportat din cauza rușinii sau a impunității agresorilor și a fricii de a fi raportate. If I may take a moment just to point out, we use these numbers to really show that a lot is happening, but if I may also take a moment for us to remember, one woman, one girl is too many. Deci noi folosim aceste cifre pentru a indica faptul cât de gravă este problema în societatea noastră, dar doar pentru moment vreau să menționez că o fată sau o femeie este deja prea mult. As my colleague Dominica pointed out, since the outbreak of COVID-19, there have been emerging data and reports showing all types of violence against women and girls intensified, and the current context indeed of the violent conflict, such as the situation in Ukraine with its humanitarian implications, have further exacerbated violence against women, ringing the alarms on the need to urgently act. După cum a spus și colega mea Dominica, de la începutul pandemiei COVID-19 s-au observat, s-au menționat diferite cazuri de violență care au sporit din ce în ce mai mult în număr. Și acum, când ne confruntăm cu această criză a refugiaților, această problemă este agravată și mai mult. I won't repeat what Dominica shared very pointedly about the shadow pandemic. The shadow pandemic, indeed, it's been a pandemic all along. But I would like to point out the role of media, even in highlighting the shadow pandemic, that the media coverage of COVID-19-related deaths was also accompanied with increased news coverage on this shadow pandemic of domestic and gender-based violence, which disproportionately had a negative effect on women and girls. Voi spune ceea ce a menționat și colega mea Dominica despre această pandemie pe fundal, dar care a inclus și rolul media în această, în promovarea sau în mediatizarea acestor fenomene, pentru că și mai multe rapoarte și articole care vorbeau despre această violență au cauzat un raport disproporționat în raportarea acestui context și au dus la un efect sau un impact mai negativ și o informare mai negativă în comunitate. As practitioners in protection, we anticipated the risks of such a shadow pandemic. But it was the media that shone a light on it, playing a critical role in raising awareness. Deci noi, ca specialiști, am anticipat acest efect negativ, dar a fost mass media care a aruncat un pic de lumină asupra acestui fenomen. We all know that the world we are living in is very different from what it was 10 or 20 years ago. And with the onset of COVID-19 pandemic, online news and social media have become central routes of information, perhaps more so than ever before. Deci în această pandemie și în această situație de criză știm că informațiile din online au avut un rol critic în distribuirea știrilor și a noutăților și a informațiilor despre diferite evenimente și activități sociale. And so, one of the main reasons we're actually all here today, journalism is an essential lever in the fight against gender-based violence. The recognized influence of the media over how we interpret and respond to events means that while it is important that violence is reported on, how it is reported is critical. Deci, principalul moment și motiv pentru care suntem astăzi aici este să subliniem că rolul media în raportarea și promovarea acestor măsuri de prevenire este foarte important și trebuie să discutăm cu dumneavoastră despre cum facem acest lucru, cum informăm persoanele. UNICEF is proud to collaborate with and support strengthening the local media capacities to raise awareness and report ethically on violence against women and girls. Last year, for example, as part of a project we're very proud of, the EVA project funded by the EU and implemented jointly with UN Women, the Association for Independent Press launched a guide for media professionals and journalism students on media coverage of gender-based violence and violence against children. UNICEF este bucuros să colaboreze în astfel de acțiuni de prevenire și promovare a eliminării violenței. Spre exemplu, anul trecut s-a lansat, a avut loc această campanie EVA împreună cu UN Women, în care s-a lansat
împreună cu Asociația Presiei Independente, acest ghid pentru jurnaliști cu privire la mediatizarea eliminării violenței împotriva femeilor. More than 100 journalists from national and regional media outlets were trained to apply it. The guide focused on the ethical collection and processing of information about gender-based violence, also looking at various case studies when deontological norms were not observed. Mai mulți, foarte mulți jurnaliști au fost instruiți în modul în care să mediatizeze aceste cazuri de violență și cum să implementeze aceste norme deontologice în activitatea lor. I think I can say with some confidence the journalists learn better from other journalists, and so we hope that these 100 really become the champions to push forward the phenomenon of covering violence better and in more ethically and responsible way. Cred că pot spune cu siguranță că jurnaliștii învață mai bine de la colegii lor, de la alți jurnaliști, de aceea sper că acești 100 care au participat la această instruire să informeze și să instruiască pe ceilalți colegi al lor pentru a promova și a lucra mai bine în acest domeniu privind violența în bază de gen. I promise I'm almost done, but there's one thing really I have to still say. Today, when technology gives unprecedented access to information, media has even more power, which comes with greater responsibility. Astăzi, având la dispoziție aceste tehnologii digitale și informaționale, noi avem mai mult acces la informații online, dar acest lucru ne determină să avem și o responsabilitate mai mare. Gender-based violence is about a lot of social norms and a lot of stereotypes. And media narratives and how they are shaped would ultimately determine how the social and gender norms are shaped. Additionally, framing of the responsibility of each and everyone to fight gender stereotypes will help promote positive social and gender norms that will protect thousands of women and girls in Moldova from becoming victims of gender-based violence. Într-adevăr, aceste violența în bază de gen se referă la stereotipuri, norme sociale și alte componente de acest gen și mediatizarea lor corectă va preveni și va contribui la eliminarea acestor fenomene din societate și din comunitate. It might seem like a very ambitious task, but we have to start somewhere. And this is usually the point when I am reminded of Nelson Mandela's famous quote, "It always seems impossible until it is done." Deci, ceea ce este important este să începem de undeva. Și atunci mi-aduc aminte de un citat foarte renumit care spune că pare imposibil până în momentul când este realizat. Thank you to all the media representatives who are here today and those who could not make it to this event for engaging in this important initiative, for taking a committed civic stance as partners in eliminating gender-based violence. Mulțumesc tuturor jurnaliștilor care sunt astăzi aici la eveniment și celor care nu au putut să vină aici pentru angajamentul și participarea lor în această acțiune de prevenire a violenței în bază de gen. Vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim foarte mult pentru această luare de cuvânt. Eu iarăși stau și mă gândesc atunci când trebuie să pregătești un subiect la radio, la TV sau în presă, deseori îți pui întrebarea cum discuți cu agresorul și cum discuți cu victima. Și iată, aici cred că cel mai mult avem nevoie să știm cum respectăm codul deontologic, ca acel material, acel reportaj care apare în presă să fie și o lecție, nu doar că ne-am făcut datoria că am adus un subiect atât de vulnerabil pentru consumatorul de informație. Mai avem o reprezentant Cristina Băbârcă, șefa Departamentului Instruiri și Dezvoltare Organizațională în cadrul API. O să ia și dumneiei cuvântul. Ce să spunem? Asociația Presiei Independente este o organizație care desfășoară mai multe activități de responsabilizare a mass media în reflectarea acestui fenomen într-o manieră decentă și bazată pe valori și principii de non-discriminare. Cristina, te rog să vii aici. Vă salut, stimați colegi și colege. Pe parcursul activității sale, Asociația Presiei Independente a promovat pe diferite platforme, sub diferite forme, tematica de gen. Mai multe redacții sub egida API, câțiva ani în urmă,
au fost implicate în exerciții de autoevaluare prin prisma de gen, redacții locale și redacții naționale. API a facilitat în mai multe rânduri și a organizat mai multe instruiri pentru jurnaliștii, iarăși din presa locală, din presa națională, care să aducă informații, cunoștințe și care să dezvolte abilitățile jurnaliștilor de a reflecta subiecte care țin de tematica de gen, inclusiv a violenței în bază de gen. Ca rezultat a acestei munci și a acestor activități, de ceva timp deja, mai multe redacții, echipe redacționale din Republica Moldova au început să folosească feminizarea funcțiilor. Un lucru destul de bun care s-a întâmplat și este un lucru de apreciat. API a organizat în mai multe rânduri mai multe concursuri și competiții pentru jurnaliști, iarăși care țin de această tematică, inclusiv concursul Click pentru egalitate de gen, pentru a promova subiectele pe dimensiunea egalității de gen, a echilibrului de gen și a tematicilor conexe. Am făcut asta inclusiv pentru a încuraja jurnaliștii din comunitate să scrie despre astfel de teme importante. Sigur că toate aceste inițiative au avut anumite rezultate intermediare. Și ăsta este un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, însă, rămâne să mai lucrăm asupra, inclusiv a ceea ce am menționat mai sus, feminizarea funcțiilor, care uneori este primită și discutată, răsdiscutată pe rețele, în mediul nostru, dar și nu doar în mediul nostru. Rămâne să lucrăm încă și asupra abordării profesioniste, corecte și etice, cum a menționat și doamna Valentina, a subiectelor complexe care țin de acest domeniu, de acest segment. Inclusiv egalitate de gen, echilibru de gen, violența asupra femeilor și fetelor și care să contribuie și la schimbarea mentalității oamenilor. Mentalității societății, în același timp sensibilizarea publicului față de aceste teme. Avem nevoie, desigur, și de diversificarea subiectelor care vizează acest domeniu. Să discutăm despre mai multe segmente, nu doar despre un singur subiect sau o singură tematică ce ține de echilibru de gen sau violența împotriva femeilor. Și pentru că schimbarea mentalității este, de fapt, un lucru destul de dificil de făcut. Anume, acest proces necesită timp și eforturi suplimentare și, în acest sens, API va continua prin tot ceea ce face să fie parte a inițiativelor din acest domeniu, inclusiv cu suportul partenerilor UN Women și UNICEF. Vă mulțumim! Mulțumim mult, Cristina, mulțumim mult celor trei vorbitoare. Așa se creează impresia că dacă fiecare pune umărul, încetul cu încetul, o să putem și în Republica Moldova să fim pe potriva așteptărilor celor care așteaptă ca violența să fie prevenită și să nu se ajungă la această violență, indiferent care este ea, abuz, violență în familie, abuz sexual, hărțuire sexuală, viol și alte forme de violență. Ziceam că cea mai frecventă în ultimul timp e și frecvența verbală și deseori aud doamne și domnișoare care zic că sunt umilite și nu ar vrea să treacă prin aceste momente de umilință. Avem raportul global, cartografierea tendințelor comune în oglindirea în mass media cazurilor de violență împotriva fetelor și femeilor. O să încercăm așa repejor să trecem cu ochiul și cu mintea peste ceea ce s-a scris în acest raport, dacă mă ajută cineva să-l pornim și să-l putem comenta.
modul în care violența este raportată, având în vedere influența recunoscută a mass media asupra modului în care interpretăm și răspundem la evenimente, ceea ce contează nu este doar dacă violența este raportată, ci și modul în care este raportată această violență. De ce e nevoie de raportarea responsabilă? Pentru că practicile de raportare pot avea o influență directă asupra victimelor, supraviețuitoarelor, care, văzând o acoperire insensibilă a cazurilor de violență în bază de gen, pot decide să nu raporteze, și pentru că atunci când știrile despre astfel de cazuri nu reușesc să redirecționeze supraviețuitoarele către resurse și servicii relevante, acest lucru poate expune victimele, supraviețuitoarele, la un risc suplimentar. Modul în care violența... rolul mass media, să combată perturbarea stereotipurilor de gen și normelor sociale discriminatorii care contribuie la normalizarea fenomenului de violență împotriva femeilor și fetelor, să atenueze riscurile violenței prin furnizarea de informații esențiale victimilor, dar și supraviețuitoarelor și celor care ar dori să le sprijine, și să contribuie la modelarea valorilor și atitudinilor din societate prin promovarea unor norme sociale și de gen pozitive. Și despre practicile nefavorabile, folosirea stereotipurilor în raportarea cazurilor de violență împotriva femeilor și fetelor, fapt ce contribuie la normalizarea vigilenței și perpetuarea normelor și stereotipurilor de gen discriminatorii, blamarea victimelor și atenuarea responsabilității agresorilor, raportarea cazurilor de violență ca și evenimente epizodice sau incidente independente, dar nu ca și un fenomen negativ complex cu care se confruntă societatea, folosirea unui limbaj stigmatizator sau senzațional care se bazează pe norme de gen dăunătoare despre rolurile prestabilite atribuite femeilor și fetelor, și neglijarea includerii contribuțiilor din partea expertelor în domeniul violenței în bază de gen, în drepturile femeilor sau în protecția copilului. Și câteva studii de caz. Studiul de caz 1, stereotip privind vinovăția victimei într-un caz de viol. Datele sunt mai vechi, dar oricum cred că merită să le cunoaștem. La 2 mai 2021, mai multe site-uri din Republica Moldova au publicat o știre scurtă făcută dintr-un comunicat al poliției folosind următoarele titluri. O minoră din Hâncești violată în noaptea învierii, consumau alcool cu agresorul la el acasă, bărbatul și-a recunoscut vina. Un alt titlu, o minoră din Hâncești a fost violată după ce a consumat alcool cu agresorul. Și al treilea titlu, viol la Hâncești, chiar în noaptea de înviere, victima a consumat alcool cu agresorul. Constatare. Jurnaliștii, jurnalistele care au publicat știrea s-au bazat pe declarația ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Hâncești, prin care s-a indus ideea că adolescenta a provocat comiterea violului deoarece a consumat băuturi alcoolice împreună cu agresorul. Ce trebuie de reținut? Faptul că o persoană se află în stare de ebrietate nu face victima responsabilă de ce i s-a întâmplat și nu constituie o circumstanță atenuantă pentru agresor. În acest caz, greșeala a pornit de la ofițerul de presă al poliției. Cu toate acestea, cei care se ocupă de editare, editorii sau editoarele, ar fi trebuit să aibă discernământul profesional necesar ca să pună accent pe abuz, infracțiune și nu pe detaliul consumului de alcool.
În acest caz a fost o greșeală de abordare. Dacă victima era în stare de ebrietate, ori se afla în compania violatorului, a întreținut un raport sexual benevol. Studiu de caz 2. Lezarea demnității persoanei și abordarea incorrectă. În luna octombrie, ce-i drept cu mai mulți ani în urmă, 5 ani, un post de televiziune cu acoperire națională a realizat un reportaj video în care anunța că o femeie de 52 de ani, cu nume, prenume, localitate, a fost bătută de propriul fiu și a ajuns la spital cu fracturi grave. Femeia a fost filmată și intervievată în salonul din spital, apărând în imagini cu vânătăi și urme de leziuni pe față și pe gât, cu maxilarul deplasat, astfel încât îi venea greu să vorbească. Reporterii au spus, folosind mărturii ale vecinilor, că femeia este bătută des de fiul ei, care uneori este plasat în arest din această cauză. Nu au fost intervievați poliția, asistentul, asistenta socială sau alte autorități obligate să intervină în asemenea cazuri. Studiul de caz 2. Deci, jurnaliștii ar trebui să nu divulge nicio informație care ar duce la identificarea persoanei, nume, prenume, vârstă, localitate. Dar, apropo, asta deseori e discutat contradictoriu. Pentru că dacă e la micul ecran, oricum toată lumea știe cine e această doamnă. Și atunci trebuie sau nu trebuie jurnalistul să facă trimitere și la nume, și la prenume, și la funcția pe care o ocupă, și la localitate, din moment ce mai devreme sau mai târziu, oricum toată lumea va ști cine e victima. Nu ar fi trebuit să difuzeze imagini cu victima și nu ar fi trebuit să-i ceară victimei să povestească scenele de violență prin care a trecut, supunând-o revictimizării. Și aici, iarăși, putem să discutăm contradictoriu că atunci, dacă nu vorbești despre chinurile, despre drama interlocutorului, cum îl convingi pe consumatorul de informații că ea este victimă? Cred că pe parcursul discuțiilor o să revenim și o să abordăm acest aspect și nu ar fi trebuit să se axeze pe spectacolul violenței, dar să încadreze cazul individual în tabloul general, să ofere statistici și alte informații. Evident că statisticile și alte informații sunt de ajutor, dar cel mai probabil acestea sunt elemente care ajută ca subiectul să fie cât abordat din mai multe puncte de vedere. Și jurnaliștii ar fi trebuit să insereze în material numărul de telefon al serviciului de intervenție pentru astfel de cazuri și să plaseze cazul în contextul general al violenței în bază de gen. Aici cred că toată lumea este de acord. Eu nu știu cât de multe victime au curajul să sune la acest număr de telefon al serviciului de intervenție, pentru că deseori ni se spune că există un număr la care puteți apela. Unele femei spun că apelează și li s-a oferit un răspuns așa, nici de ajutor, nici de a fi lăsat în voia sorții, dar trebuie de văzut și cât de eficiente sunt aceste numere de telefon și mai ales persoanele care răspund la aceste numere de telefon. Studiu de caz 3, abordarea eronată a subiectului și inducerea vinovăției copilului. În luna martie 2019, mai multe surse media au publicat o știre despre condamnarea unui bărbat pentru abuzul sexual asupra fiicei de 14 ani, a soției lui, care a născut un copil în urma acestei relații abuzive. Au fost puse următoarele titluri: exclusiv cazul preotului care și-a violat fiica la Cantemir sau istoria unei iubiri interzise. Și un alt titlu, povestea preotului care și-a violat fiica vitregă la Cantemir, triunchi amoros și iubire interzisă. O să discutăm ce părere aveți despre aceste titluri. Și constatarea.
În reflectarea acestui caz, mai multe instituții media au încălcat normele legale și prevederile codului deontologic al jurnalistului, începând de la titlurile senzaționale, neetice și eronate, menite să atragă vizualizări, până la expunerea fetei, familiei în fața întregii țări și inducerea vinovăției copilului pentru actul de abuz. O altă eroare comisă de redacțiile vizate se referă la faptul că jurnaliștii nu s-au documentat cu privire la problema abuzului sexual înainte de a realiza materialele jurnalistice la acest subiect, fapt ce a condus la abordarea eronată a situației. Cazul a fost prezentat din perspectiva unei relații de dragoste și mai puțin din perspectiva abuzului sexual al copilului. De fapt, e greu de înțeles cum să prezinți un asemenea material, mai degrabă din punctul de vedere a unei relații de dragoste, decât ținând cont că totuși s-a făcut un abuz. Și recomandări pentru raportarea sensibilă la gen și vârsta violenței împotriva femeilor și fetelor. Respectarea drepturilor copilului, egalitatea de gen și principiile drepturilor omului prin prezentarea cazurilor de violență ca o încălcare a drepturilor fetelor și femeilor. Și reprezentarea centrată pe supraviețuitoare, inclusiv prin protejarea vieții private a victimei, supraviețuitoare și prin furnizarea de informații și resurse relevante pentru alte victime și pentru cei care ar dori să le susțină. Recomandări pentru colegii din Breaslă, practici de încadrare textuală și surse. Evitați să faceți referire la orice presupuse acțiuni ale victimei care ar putea duce la blamarea ei. Subliniați acțiunile agresorilor. Implementați practici care prioritizează consultarea specialiștilor în domeniul violenței în bază de gen și a protecției copilului. Și abordarea vizuală, evitați să utilizați fotografii sau imagini vizuale care ar putea să ofere un aspect de senzație violenței sau să sexualizeze victima. Nu publicați niciodată fotografii cu cadavre, chiar dacă este acoperit sau nu imaginea, sau imaginea este neclară. Dar aici iarăși trebuie să discutăm. Situați cazurile în contextul mai larg prin referire la legile naționale relevante, date statistici. Includeți informații și resurse relevante pentru victime supraviețuitoare, numele de telefon ale liniei de asistență, acolo unde se oferă asistență. Recomandări pentru agenții și organizații media. Urmăriți consolidarea capacităților în domeniul raportării sensibile la gen și vârstă în cadrul agenției organizației media. Acordați prioritate reprezentării și incluziunii de gen, atât în ceea ce privește personalul, cât și în ceea ce privește tipurile de istorii care sunt raportate și modul care sunt raportate, și dedicați spații fixe pentru știri, istorii și mesaje legate de drepturile omului pentru a asigura reflectarea cazurilor de violență împotriva fetelor și femeilor. Deci, vă amintim, sunteți prezente la un eveniment care se desfășoară cu regularitate mai mulți ani la rând, 16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Partea întâi a acestui eveniment este așa mai teoretică. În cel de-al doilea panel o să discutăm cu colegii care sunt prezenți aici și o să aflăm mai mult din experiența lor, mai ales cum încearcă să fie reflectat acest subiect în mass media națională și dacă este greu sau este ușor să vorbesc despre aceste subiecte. Avem aici colegi buni, așa că sperăm să avem și discuții interesante în continuare în cadrul celui de-al doilea panel.
Dar nu am întrebat, poate cineva are întrebări. Și dacă aveți întrebări, e bine să le adresați acum, ca după asta să putem să continuăm discuțiile. Are cineva o întrebare, două? Nimeni? Sergiu? Cel mai ușor răspuns, da? Așa. Aici o văd pe Alina Radu, toată lumea o cunoaște. Alina este directoare la Ziarul de Garde, o publicație model pentru presă și o publicație care este căutată. Eu și atunci când merg în Moldova profundă și discut cu cetățeanul de la Firul Ierbii, întâlnesc foarte multă lume și când întreb de unde vă informați, mai întâi aștept Ziarul de Gardă. E plăcut să auzim, pentru că eu credeam că ziarul, radioul, încetul cu încetul își pierde acum din valoare și nu mai sunt sursele cele mai căutate, dar iată că nu este tocmai așa. Alina, cum abordează colegii noștri subiectele legate de violență și egalitate de gen? Da, da. A? Uite, este și microfon. Da, da, da. Ok. A, să veniți toți, da? Ce echilibru frumos de genă, băieții la băieți și lăsați mai mulțumim și noi bărbații. Alina, până tu răspunzi, haideți să vi prezint pe toți colegii care au venit aici în față. Alina Radu, Alexandru Lebedev, Ludmila Barbă, Natalia Junghietu și Sergiu Niculiță. Deci pentru Alina era întrebarea cum e reflectat acest subiect în presa națională. Bună ziua, mulțumesc mult pentru că m-ați invitat. Eu am să vorbesc din picioare că îmi pare că tema e importantă și nu avem timp să stăm. Am ascultat luările de cuvânt până acum și tare vreau să ne punem cu toții întrebarea, înainte de a întreba cum reflectă presa, să ne punem întrebarea ce fel de presă avem și cum contribuim noi, nu doar jurnaliștii, dar și reprezentanții societății civile și cetățenii de rând, consumatorii de presă, la presa pe care o avem astăzi. A zis Dominica că abuzul față de femei este cel mai încălcat drept sau cel mai frecvent încălcat drept. Serios? Și dacă acesta e cel mai încălcat drept, nu trebuie să fie această problemă abordată în fiecare zi? Trebuie să așteptăm 16 zile în noiembrie? A zis Maha că în baza datelor raportului că 10% dintre copii ar fi fost supuși abuzului și violenței? Noi ce avem prea mulți copii ca să scriem despre asta odată în an? Nu ne plângem noi că nu mai avem copii și avem puțini și aceia sunt supuși violenței? Deci ce fel de presă avem? De ce presa scrie sau nu scrie? M-am uitat peste recomandări, eu personal nu am fost de acord cu toate, sunt foarte bune, dar unele îmi par că ne bagă în problema pe care deja o avem. Ce se întâmplă cu presa? Presa s-a digitalizat într-atât de mult în ultimul timp, în ultimii ani. Și e o chestie modernă, frumoasă, bună, excelentă și eu sunt conectată la media online, nu mai zic 24 de ore, dar cred că vreo 20 de ore sunt. Dar scuzați, colegi, violența se întâmplă într-o casă, nu se întâmplă pe internet. Este o multă violență pe internet, dar când și câți dintre noi ajung în satul X, în locuința Y, unde o femeie este bătută, o femeie este omorâtă, o fetiță este abuzată sexual, cât de des ajungem și câtă media ajunge acolo? Nici nu vreau să facem un exercițiu acum să ridicăm mâna. Tragedia presei din Moldova este că digitalizarea a dus la un fenomen care se numește redacții fără reporteri.
Există redacții unde este un manager care strânge banii de publicitate și o persoană care se numește reporter, eu n-aș numi-o, care face doar copy-paste. Și iată că am zis, era una dintre recomandări să publicăm date statistice. Azi cred că Ion Bimin o să facă un comunicat, cred că și Asociația Presiei o să facă un comunicat cu niște cifre, date. Și vă promit că acest comunicat o să fie copy-paste peste tot, unde o să scrie că e un Bimin sau API, unde nu o să scrie, o să fie un copy-paste național, general. Ce rezolvăm cu asta? Da, reporterul ăla de copy-paste o să primească bani. Dar dacă ești jurnalist responsabil și ești într-o redacție responsabilă, îți dai seama că aceste cifre din acest raport sunt doar începutul, doar motivul care te face să-ți planifici, să mergi acolo unde se întâmplă abuzul, ca să povestești tu cu cuvintele tale și cu modul în care tu înțelegi, dar și cu cuvintele celor care sunt implicați în chestia asta, ca să poți tu, după asta, să întrebi experții care sunt soluțiile. Câte dintre redacțiile de top, după numărul de vizualizări, o să meargă, vă spun eu, maxim 3 din top 20, când m-am uitat peste cifre. Restul o să facă copy-paste. De ce nu merg redacțiile să facă reportaje în regiuni despre violență? Dacă e cel mai încălcat, cel mai frecvent încălcat drept uman. În timp ce cineva stă într-un birou sau un fotoliu sau acasă la dânsul dormitor și face copy-paste și câștigă un salariu decent pentru că are vizualizări, pune titluri mai sexy, mai catchy, și câștigă și publicitate și nu iese, pe dânsul nu-l plouă, nu-l ninge, nu-l doare, un reporter trebuie să plece la Căușeni, la Briceni, la Vulcănești, trebuie să consume bani pe transport, poate are redacția bani, dar poate n-are, poate are redacția mașină, dar poate n-are și el se duce cu microbuzul, dar poate cu un microbuz ajunge, dar poate cu trei, dar poate pe drum șoferul o insultă pe jurnalista asta că nu cere bilet, că trebuie să aducă la redacție biletul și proba. Reporterul ajunge într-o familie sau într-o casă, într-o gospodărie unde a avut loc un act de violență și acolo nu l-așteaptă nimeni cu plăcinte, cu ceai cald după ce a mers 4 ore pe drum. Dar l-așteaptă cu replici și n-ai venit și te bagi din casa mea. Dacă ceva nu-ți place, prinești tu un pumn, ăsta e spațiul meu privat și nu ai ce intra aici. Poate găsești femeia care a fost supusă violenței și femeia nu o să zică, o, vine presa. Poate femeia nu știe cum să vorbească, poate femeia se teme să vorbească, poate femeia zice, nu, eu nu vreau să vorbesc cu presa. Reporterul o să găsească copii flămânzi, înghețați, pe care n-are dreptul să-i filmeze, o să găsească multă jale, poate o să găsească victima în stare de ebrietate și nu o să aibă cu cine vorbi. Și iată vine reporterul înapoi, are nevoie de un 3 zile minim să descurce în tot ce-o găsit, să întrebi, să consulte, să afle, să completeze. Și după 3 zile, reporterul va publica această istorie. Și reporterul ăsta va publica istoria doar dacă are un redactor șef sau un manager sensibil la aceste probleme și dacă redacția asta are niște bani să-i plătească aceste chestii. Va publica pe una dintre paginile voastre web, și-o pune și pe Facebook, și acolo suntem noi toți, așa? Așa e că toți suntem pe Facebook. Și mulți dintre noi zic, băi, azi plouă și așa ne-e greu pe suflet, nu citesc eu asta, că e despre violență, durere, suferință, vreau și eu ceva vesel. Sau o să dăm un like, las și e. Sau o să spunem că azi o citesc mai târziu, poate azi citesc în un weekend, dar un weekend tot vreau să mă odihnesc, când m-am saturat eu de tătea astea.
Și aceasta ar trebui să demotiveze jurnalistul să nu mai abordeze subiectul? Ea nu trebuie să demotiveze. Când nu are vizualizări și like-uri? Da. La sfârșit de lună, noi la Ziarul de Gardă, în fiecare lună din viața noastră, analizăm ce a mers și ce nu a mers. Și vreau să vă spun că noi facem investigații și asta e chestie grea, dificilă, scumpă, costisitoare. Și lumea o citește pe gratis. Deci nu-ți plătește nimeni bani. Și ajungi într-o bună zi să zici, sorry, nu avem bani să mergem în fiecare zi. Dar pentru că avem audiență foarte mare pe care o respectăm, o iubim și noi ne iubim reciproc cu audiența, suntem într-o relație foarte frumoasă. Audiența, oamenii din această audiență ne informează constant. Veniți, aici e problema, veniți, aici e problem, veniți, veniți, nu stați, veniți. Și noi nu ne ajunge curaj să zicem, nu mai putem veni, nu mai avem forțe, nu mai avem puteri, nu mai avem reporteri. Și reporterul se duce o dată, două ori, un an, doi, cinci, și pe urmă îl vezi că el e palid, el e ars. El tot nu mai poate merge la acte de violență, tragedii, omoruri, etc. El nu mai poate fi hărțuit. Bun, rezultatul încă, final, încă nu este asta că ai plasat și nu foarte mulți au citit, pentru că nu poți înțelege, oamenii sunt obosiți, e război, au citit atâtea. Și atunci lăsăm victima să strige în șoaptă? Nu, acum și ajung și la victima. Ceea ce se întâmplă după asta este hărțuirea reporterului pe online. Am văzut Viorica Tataru a postat ieri că îi vor fi tăiate mâinile dacă mai filmează. Cu două săptămâni urmă, reporterilor Ziarului de Gardă le s-a scris explicit, vă vom tăia capul. Depui o plângere la poliție, nu se întâmplă nimic. Linii fierbinte pentru jurnaliștii care sunt abuzați, agresați, nu există. Nimeni nu reacționează. E foarte plăcut să nu ai bani, să te duci, să scrii despre lucruri grele și să-ți pese ție și unor oameni, unei comunități foarte mici. Despre victima. Am văzut că s-a scris să nu arătăm, mă rog, identitatea victimei. Sunt parțial de acord, dar eu nu am văzut să întrebăm toți unde naibii este agresorul. De ce nu arătăm agresorul? Pentru că atunci când expunem agresorul și povestim ce se întâmplă cu acest agresor, a fost lăsat la libertate, a stat închis numai 5 zile, sau este la pușcărie și îi putrezește ficatul acolo. Deci asta trebuie să povestim ca să afle și agresorii în devenire, că mai bine renunț să fiu agresiv pentru că o să putrezesc la închisoare. Sau mai bine omor încă 5 femei pentru că nu mi se întâmplă nimic. Noi am planificat pentru zilele viitoare câteva materiale la tema abuzului față de femei și unul dintre ele este foarte delicat, dar și pozitiv și vă invit chiar să-l citiți când apare. E un interviu cu un agresor care deja și-a ispășit pedeapsa și a ieșit la închisoare și vrea să-și ceară scuze public prin intermediul acestui interviu, să le spună femeilor din viața lui și societății întregi că el regretă ce a făcut și noi am considerat că ăsta e un produs bun care va oferi și altora înțelegerea că el a fost pedepsit și că el regretă și că el le spune altora nu faceți așa pentru că e absolut greșit și plătim un preț mult mai mare decât câțiva ani de închisoare, plătim un preț că nu mai e cu familia și cu copiii. Dar mai avem, de exemplu, un alt reportaj trist și dificil de la Rusca, de la închisoarea de femei, o discuție cu femeile care au fost condamnate pentru că și-au omorât soții și ele au ajuns să fie văzute de oamenii legii deja în momentul când au fost aduse la momentul critic și s-au apărat omorând. Dar e o discuție despre ce trebuie să li se întâmple lor înainte ca să ajungă aici, ce trebuie să li se întâmple atunci când erau supuse abuzului
și nimeni nu reacționa și nu le-a auzit. Despre auzit și văzut. Chiar sâmbătă trecută, mă rog, ca și noi toți, vreau și eu un weekend mai calm și primesc un apel, ajută-te, rog, pentru că angajata mea, și asta m-a bucurat pe de-o parte, deci m-a sunat o șefă de instituții, de organizație privată. Angajata mea este bătută, noi am scos-o de acolo, dar nu știm unde să o ducem și e supusă deseori violențe, dar acum nu mai vrem să tolerăm. I s-a acordat ceva ajutor medical, dar trebuie să o scoatem de acolo să nu mai ajungă înapoi. Și eu m-am bucurat că cineva a știut măcar unde să se adreseze. Și chiar dacă era sâmbătă, zic, lasă. Și am făcut un exercițiu, da, am deschis liniile fierbinți și am telefonat. Nu mi-a răspuns nimeni. Că era sâmbătă, era duminică și toți oamenii trebuie să se odihnească, cred că și linia fierbinte. Acum, din fericire pentru mine, eu știam personal angajatele unor organizații care oferă servicii pentru femeile abuzate și le-am tras de mânecă în privat. Am zis, haideți că trebuie să facem asta azi și din fericire, fie că din respect pentru mine sau din respect pentru munca pe care ele o fac, au lăsat și ele copii ce aveau și s-au implicat imediat și cazul cumva a fost preluat. Deci nici măcar n-am ajuns să scriu despre el, că s-au ocupat deja aceste organizații. Deci pe aici suntem la jumătate de drum, presa înțelege, dar nu are puteri, societatea înțelege, dar e obosită. Trebuie să muncim cu agresorii mai mult decât cu victimele, adică cu victimele. Dar cum se explică această indulgență, uneori mai degrabă față de agresor decât față de victimă? Nu e o indulgență. Jurnaliștii își simplifică viața. O arăta cineva o femeie bătut. Hai, davai că asta o să ia vizualizări și o să fie bine. Sau problema este că multe dintre redacții, Doamne ferește, nu vreau să fac o generalizare, că știu mulți jurnaliști și jurnaliste care fac această muncă, dar redacțiile care decid doar să facă titluri și bani, țin un om acolo și el preia, face copy-paste, nici nu are niciun training profesional, nici nu sunt sigură că are vreo facultate, nici nu sunt sigură că se documentează. Deci e trendul copy-paste cu care noi toți împreună trebuie să luptăm. Deci eu vă rog și vă provoc. Uitați-vă cine are redacție și cine face copy-paste. Nu mai dați follow, nu mai dați like, nu mai susțineți prin atitudinea voastră niște redacții fără oameni. Opriți-vă. Nu vă mai duceți la ei în studio dacă au un singur om care acolo. Ori susținem presa responsabilă, implicată, care își sacrifică puținii bani pe care îl are, puțina sănătate pe care o are, sâmbetele, duminicile și weekendurile și concediile ca să facă produs responsabil atunci când are nevoie societatea, sau atunci mergem așa mai departe. Cam pe aici, mulțumesc mult. Alina, dar tot mai am o întrebare și nu știu dacă și cineva poate din sală vrea să adreseze întrebări. Hai, ce de eu? Loreta Handrabura. Da? Mulțumesc pentru această oportunitate. Alina, eu exact mă notam mai devreme, sintetizând ce a vorbit și Dominic și Maha, și aș porni de la ce zicea reprezentanta UNICEF. Într-adevăr, violența în bază de gen se revendică din normele socioculturale. Eu mai nou, poate o să fie foarte categoric, vă rog să nu fiți de acord cu mine, eu consider că deculpabilizarea agresoarelor mai rar și victimizarea dublă a celor care devin victime se revendică din genofondul nostru cultural. Jurnaliștii tot de acolo vin cu același genofond și jurnalistele. Așa cred că suntem cu toții într-un spațiu sociocultural. Respectiv, eu mă bucur că se reflectă tot mai frecvent în media și se vorbește despre acest subiect care nu are zile de odihnă, cum n-ar trebui să aibă nici serviciile zile de odihnă. Dar așteptarea mea ca cititoare, fără pretenții, că nu reușesc să urmăresc, sigur, toate redacțiile, fie că sunt
N-am să zic că am eu o expresie, mă rog, referitoare la cele care fac, într-adevăr, copy-past și pun titluri care, odată în plus, distorsionează foarte grav fenomenul. Doar așteptarea mea este ca prin tot efortul vostru, voi, într-adevăr, să ne arătați, să ne sensibilizați, să ne speriați cum e să nu fie agresor și agresoare și după care cum e să treci printr-o experiență de victimă, dar aici, că abordați și dumneavoastră întrebarea, totuși trebuie să fie cu consimțământul lor vizibilitatea fizică și a profilului social, civil și așa mai departe, fiindcă, da, noi recunoaștem uneori, dar cu părere de rău, cum zicea odată o primăriță, primul care nu m-a înțeles și m-a bătut nu la modul violent fizic a fost soțul meu, după o agresiune care a trecut în hărțuirea sexuală din partea altui primar, după care toată comunitatea și toată societatea, atunci când tu ai curajul să te developezi. Cine vrea prin propriul model să transmită un prin propriul exemplu să transmită un mesaj foarte hotărât, asumându-și riscurile și tot ce urmează, că după aceea sigur că te bagatelizează odată în plus, pornind de la faptul cum ai ajuns în situația dată. Și Alina, eu încă reflectez. Zicea cineva, nu mi-amintesc, noi și în manualul de media literacy am introdus, link-ul a devenit moneda de schimb virtuală. Eu nu știu dacă acest indicator de măsurare a audienței în cazul unor subiecte grele se certifică. Și închei prin a spune, noi cu părere de rău dăm foarte repede link-uri la tot ce este imagine, fotografie și foarte rar constatăm pe propriile pagini. Eu urmăresc, mă rog, fac și o studie de caz pe pagina mea care e mai mult profesională, socială, din ceea ce cred eu. Și mă doare când vii cu un subiect prin care te adresezi unui auditoriu țintă și ai 20 de like-uri și pui poza ta și ai 800 de like-uri. Mulțumesc! Nu știu dacă ați observat că e o tragedie cu Twitter-ul azi. Se închide Twitter. Și urmăresc și eu niște persoane. Și desigur că mă uit deseori la cei care au 10 milioane, 100 de milioane de followeri și acum tragedia lor. Și mereu îmi pun întreb, dar ce a făcut acest om care are aceste milioane? Pentru că urmărindu-i postările nu îmbogățești. Deseori cobori și în sfârșit e tragedie că milioanele adunate prin fals se vor pierde, bun, vor pierde și cei care le-au adunat. Deci noi, da, cum ai zis, că venim dintr-o societate unde au dominat toate stereotipuri și venim dintr-o societate unde omul care arată frumos și bogat ne pare valoros, unde omul a lucrat la Moscova, bărbatul, să zicem, a lucrat la Moscova să ne îmbrac casa școpchiei. Poate nu are lemne suficiente sau nu are electricitate în casă, dar principalul să avem un telefon mobil bun și să ne arătăm. Este o traumă noastră, pentru că am ieșit dintr-o sărăcie, încă suntem cel mai sărac stat și noi vrem să demonstrăm, dar eu nu sărac. Eu, uite, și dacă observi, cele mai multe like-uri sunt, desigur, fotografiile cu persoane care arată foarte bine ieșite dintr-un salon de frumusețe și cred că pe locul 2 sau tot pe locul 1 sunt fotografiile cu mâncare expusă, mă rog, elevat așa, într-un local scump. Deci chestii scumpe. Asta suntem noi. Am avut trauma sărăciei și nu ne dăm seama de sărăcia sufletească. Nu ne dăm seama de sărăcia noastră socială când nu reacționăm la problema cuiva sau să contribuim la o problemă de mediu dacă nu la o problemă, să zicem, de stoparea violenței.
Așa am ajuns, să dăm like-uri unde nu trebuie. Azi am exprimat un îndemn comun, să nu mai dăm like-uri unde nu trebuie, adică e treaba fiecărui dacă urmărești o persoană frumoasă pentru că e frumoasă fizic, dar când ne referim la presă, presa nu o fac femeile sau bărbații frumoși la chip, presa o fac profesioniștii care pot avea riduri, păr cărunt, pot merge strâmb, referindu-mă la mers, dar merg drept și stau drept profesional. Deci aici invitația mea cred că nu poate fi contestată, să susținem jurnaliștii care fac muncă în interesul drepturilor omului și în interesul public și în interesul stopării celui mai frecvent încălcat drept al omului, violența împotriva femeilor. Sper că am vorbit destul. Mulțumesc, Alina. Mai vrea cineva poate să mai adreseze o întrebare pentru Alina? Nu mai are nimeni întrebări pentru Alina? Mulțumim tare mult, Alina. Da? Vă rog. Da? Bună ziua, eu mă numesc Natalia. Când o ascultam pe doamna Alina și a zis că în curând va apărea un interviu pe ziarul de gardă cu un agresor care a ieșit din închisoare, eu mi-am adus aminte că eu anterior aveam un gând, adică mă gândeam cum să contribuim la prevenirea sau la combaterea violenței. Și am ajuns la concluzia că de fapt bărbații, adică violența în familie este de fapt problema bărbaților. Și noi ar trebui cumva să ajungem la mintea lor prin mesaje și prin acțiuni ca să stopăm această violență. Și acum, dacă tot avem în sală bărbați, eu vreau ca ei când vor vorbi și ăștia de aici și cei de acolo să ne spună nouă, ca noi să-i înțelegem cumva pe ei și să creăm mesaje, abordări prin textele noastre, să cumva să contribuim la combaterea violenței. Așa că eu mai mult e o doleanță decât e o întrebare, dar vă rog, țineți cont că poate ne ajutați. Pe mine cel puțin mă ajutați. Mulțumesc! Da, Alina, iar ia microfonul. Da, nu pot. Eu cred că problema violenței e problema persoanelor violente. Și nu toți bărbații absolut sunt violenți, Doamne ferește. Bărbații de aici nu sunt deci, violenți și nu sunt sigur că ei înțeleg ce e asta violența atât de profund. Deci, da, e problema persoanelor violente, uneori pot fi și femei foarte rar, dar trebuie să nu denigrăm toți bărbații. Eu cred că cel puțin mie o să-mi fie foarte greu să răspund la această întrebare, pentru că eu nu știu ce se află în mintea unui bărbat violent care și foarte agresiv într-atât ca să-ți omori omul pe care îl iubești, în bătăi nu știu dacă îl mai iubești, da? Poate îl iubei cândva. Să-l omori în bătăi și să-l bagi în spital sau în mormânt. Sergiu, da, pentru că ai luat microfonul, să ne spui tu cum vezi un reportaj care ar fi respectat și codul deontologic și pe potriva așteptărilor omului care se află în fața micului ecran. Iată, cum ai face tu acest reportaj? Eu vreau să vă spun faptul că subiectele legate de violență față de orice tip de violență, n-am să delimitez, sunt cele mai greu de realizat din câteva perspective. Unu, nu trebuie să vorbești așa cu victima ca să nu-i faci mai rău. Nu toți reporterii sunt psihologi. Nu toți reporterii au în spate ani de experiență și mereu există primul reportaj de acest gen pentru fiecare. Într-a doilea rând, există problema agresorului, pentru că eu cel puțin de multe ori, în primul rând trebuie să crea așa materialul ca să nu-l justifici. Într-a doilea rând... Ce înseamnă să-l justifici? Să nu spui că el să iasă victimă, da? De multe ori se întâmplă, eu mă uit la multe reportaje și la urmă se creează, accentele sunt puse greșit și iese că, victima e vinovată, dar el nu e agresor, adică el... Deci asta la fel este foarte greu pentru un reporter începător. Iar de multe ori, dacă reporterul își face munca foarte bine,
și faci munca foarte corect și te trezești cu procese de judecată, amenințări, prezumție nevinovăției, că de ce ai spus că el e agresor? Apeluri de la avocați am avut și este foarte greu, plus că sunt foarte multe restricții, nu că restricții, haideți să le spunem, recomandări. Orice recomandare este bună, dar eu să-mi permit să nu fiu de acord cu foarte multe din ele. Pentru că cum să vorbești despre o problemă dacă nu o arăți? Într-a doilea rând, spre exemplu, materialul că a fost, nu trebuie să discutăm cu victima. Dar dacă victima, sunt multe cazuri, eu aș spune că trebuie să discutăm cu victima. Trebuie să arătăm victima, dar noi trebuie de multe ori să ne gândim ca să nu-i facem mai rău ulterior. Trebuie să ne gândim și cum să o ajutăm, trebuie să vorbim și despre probleme, trebuie să vorbim și despre faptul că de multe ori asistenții sociali, când mergem la ei, când realizăm reportaje, îi spun, sau alte instituții, nu doar asistenții sociali, noi am monitorizat. Deci asta, da, noi am monitorizat, noi știm, noi cunoaștem, ok, și mai departe, și dacă ați monitorizat și ați făcut. Altă problemă este, noi am, nu am avut, dar colegii mei au avut experiență mai tristă despre care a vorbit și doamna Alina Radu cu victima care s-a adresat după ajutor. Acum câțiva ani în urmă, Viorica Tataru a povestit despre experiența ei, încercarea de a ajuta o victimă. Au apelat la ei, bine, o persoană care era supusă abuzului și Viorica ce a făcut? I-a oferit contacte la câteva ONG-uri foarte autoritare, foarte puternice în domeniu. Persoana a telefonat și acolo iarăși, că suntem în ședință, dar veniți luni, dar până luni omul moare. Și în momentul cealaltă, Viorica a luat într-o seară o altă colegă din societatea civilă. Colega a văzut mesaje pe Facebook și a spus, hai să o scoatem. Și a durat, cred că, vreo jumătate de oră sau o oră, până când colegii au ajuns acasă și au spus că, uite, hai, gătește-ți geanta, gătește-ți lucrurile necesare, noi te ajutăm și când ajuns tot, că eu nu mai merg. Rămâne dezamăgirea. Sunt foarte multe probleme sensibile și foarte multe detalii care sunt foarte greu de mediatizat. Și atunci ce faci? Renunți? Nu mai abordezi subiectul ăsta? Nu, abordezi. Încerci să faci lucru cât și mai impactul? Bine. Impactul, evident, bine, trebuie să fie echilibrat. Nu trebuie să mergi cu orice preț după senzație, dar ne place nouă sau nu ne place. O știre, un reportaj despre violența în familie, despre o victimă, dar fără această victimă, nu o să fie în primul rând credibil. Dacă tu abordezi o problemă și vrei ca soluția acestei probleme să ajungă la cât mai mulți, da? Pentru că un reportaj trebuie să conțină și acel număr de telefon. Dacă tu vrei ca acel număr de telefon să ajungă la cât mai multe victime, dacă tu vrei ca agresorii să nu mai bată, tu trebuie să filmezi cum el e încătușat și cum e dus. Tu trebuie să oferi, dacă oferi cifre statistice și nu le umanizezi, știrea asta să treacă ca și comunicatele copy-paste despre care spunea doamna Alina Radu. Și mai spunea Alina că cine astăzi se încumetă să meargă până la Briceni sau până la Giurgiulești. Corect. Și e foarte greu. Noi avem colegi, avem colegi meargă, care merg. Să știe cazul, dar să vină cu torba goală. Da? De multe ori se întâmplă. Bine, ce faci în momentul în care știi că femeia aceea a fost bătută? E bătută și te duci și vezi și o vezi pe dânsa, o găsești în stare de ebrietate.
Nu pot să, sau nu, pot vrea să-ți vorbească. Sau nu vrea să-ți vorbească. Pentru că sunt foarte multe cazuri în care de multe ori apelează vecinii sau rudele, sună în redacții, dar când merg, nu vor să vorbesc, pentru că da, ei, dar și ne-au făcut, ne-au dat două palme, ne-au dat, adică nu... Sau au frică. Dar apropo, eu țin minte, tot a fost un caz așa de abuz în familie și am discutat cu preotul pentru că cineva din sat a zis că mergeți la fața bisericească și el cunoaște foarte bine povestea acestei familii și eu când am mers la preot, el a spus ceva, iubirea este iertare și așa că totul se rezolvă. Deci există mereu această dilemă. Când trebuie să renunți un pic la supercorectitudine, dacă tu vrei ca problema, ca să atragi atenția autorităților și ca instituțiile abilitate să nu mai spună că noi am monitorizat cazul. Da. Eu poate nu am dreptate, am vorbit deci, din experiență, pentru că am avut, am dat și eu în bară cu unele reportaje sociale, dar ulterior ne-am străduit mereu să nu arătăm reportajul și cazul și să uităm de dânsul. Deci asta tot este un lucru la fel de important. Dar totuși câte ori pe an, iată, o instituție media este preocupată de acest fenomen? Eu dacă să vorbesc din experiența postului nostru de televiziune, TV8, pot spune că destul de des, pentru că sunt și emisiuni tematice, și avem și efect 9.6, Angelica Frolov abordează în maniera ei și abordează probleme foarte sensibile. Avem o nouă emisiune Moldova gândește, colega noastră Veronica Gherbovețchi face inclusiv și anchete sociale și merge prin țară. Doar nu, încercăm să nu ne limităm, chiar dacă este foarte greu, inclusiv financiar, să nu ne limităm doar la Chișinău, pentru că violența nu este doar în Chișinău, știrile nu sunt doar în capitală. Ne străduim în ultima perioadă mai mult, ca și unele emisiunile politice, să abordăm inclusiv problemele sociale. Recunosc că ar trebui să facem mai mult efort, mult mai mult efort. Mersi. Deci ne străduim. Mersi. Mersi, Sergiu Niculiță, TV8, Ludmila Barbă, Moldova 1, Ludmila are... Da, vă rog să-l aplaudăm. Și o întrebare pentru Sergiu. Da, bună ziua. Sunt Marina Rosu, judecătorii Cahul, sediul Taraclia. Iată, eu am o întrebare față de domnul Sergiu. Când dumneavoastră abordați o problemă unei victime, da, este un caz real, evident, că sunteți limitați de timp, de niște resurse, dar iată cum noi vedem, sunt urmărite, da, sunt așa în timp verificate cum a mers cazurile de corupție, dar cazurile de violență ei fix așa sunt urmărite, deoarece cazul de violență, el niciodată, violența domestică, el niciodată nu este un caz unic, este o problemă care este continuă și victima ea. Știți cum, iată, voi ați spus că victima, de exemplu, poate să fie în stare de ebrietate, poate să fie, nu știu, nu predispusă să vorbească, sau... Dar noi avem situații când, de exemplu, victima în genere poate să fie persoană cu care tu nu poți face un reportaj. Asta poate să fie un copil, asta poate să fie o persoană care este cu dereglări mentale, da? Și poate să fie o persoană care, de exemplu, este atât de frică că eu pot să spun că ea nu poate să vorbească din punctul de vedere capacitățile psihologice. Ea nu este pregătită să spună ceva.
Ea nu este pregătită să abordeze probleme. Nu știe ce să spună. Da, chiar și de multe ori nici nu știe. Chiar de multe ori poate să spună că da, eu am fost vinovată. Iată, eu examinând foarte multe dosare pot să spun că permanent victimele spun că eu am fost vinovată, că iată, eu nu am făcut așa, nu am făcut așa, nu am făcut așa. Dar ea spune de frică sau spune că într-adevăr e nu, cazul ea așa spune, cum spune? Ea într-adevăr spune așa, că ea așa crede. Așa crede. Ea așa crede. Ea așa crede și acestea sunt cazurile când, de exemplu, ele au fost depistate după asta în spital sau de vecini care au chemat poliția și așa mai departe. Și, sau copii chiar au spus despre careva fapte, da? Când, de exemplu, copilul strigă la vecini că iată mama înțânge sau nu știu și. Și aici, în situația asta, victima nu poate să fie ca un ajutor pentru jurnalist. Nu că ea nu vrea, că ea nu poate. Ea nu poate să vă ofere informația sau abordare sau poziția ei care poate să fie așa una frumoasă pentru să punem în reportaj sau în material. Dar în opinia dumneavoastră asemenea cazuri trebuie să fie elucidate? Eu cred că ei numai decât trebuie să fie elucidate. Da, este o problemă când, de exemplu, victima este nevoită să vorbește despre asta foarte multe ori, da, a venit polițistul, trebuie să-i povestești, a venit procurorul, trebuie să povestești, tu vine la judecat, trebuie să povestești. Eu am avut chiar și cazurile când, de exemplu, viol și vine femeia și spune că eu nici nu știu care cuvinte eu trebuie să folosesc despre... Eu nu pot să vorbesc despre asta. Este femeie din țară care are 60 de ani, ea a fost violată și ea nu știe cum să explică. Și în aceste cazuri, eu cred că aici, la fiecare din noi, la rândul care, unde noi suntem, trebuie să avem o inteligență foarte înaltă. Că să alegem o tactică care ajută să combatem fenomenul. Și în așa situație, noi putem, într-adevăr, să admitem că victima poate fi revictimizată. Dar ca, iată, eu acum sunt masterat în psihologie și vreau să vă spun și din punctul de vedere psihologic. Revictimizarea are niște momente negative, dar și niște momente pozitive. Victima când se întoarce la această situație, și vorbește cu persoana care are resurse. Iată, voi ca jurnalist aveți resurse. Care resurse? Informaționale. Care resurse? Psihologice. Care resurse? Energetice. Voi sunteți o persoană care aveți posibilitatea să insuflați încredere. Că poate să fie altfel. Dar dacă, de exemplu, ea vă vede numai o dată și nici nu citește reportajul, dacă ea nu crede că ea poate să vă sună chiar și noaptea, dar într-adevăr, de exemplu, eu am avut niște cazuri când eu am căutat cum pot să ajut la persoana care în timpul examinării divorțului scrie în cerere de chemare în judecată că eu am fost bătută de multe ori când a fost chiar și însărcinată și așa mai departe. Și eu întreb pe soțul care vine în instanța, într-adevăr asta a fost așa? Eu spun că da, într-adevăr. Și în cazul când el recunoaște, eu ca judecător, îmi foarte greu să găsesc cine poate ajuta la persoana respectivă. Eu ca judecător, ca persoana care poate să sună. Eu de câteva ori am sunat chiar la numărul, când am spus că, da, ați sunat la numărul de linie, da, da, și eu spune că, tipă, da, eu spune că da, dar nimeni nu ridică. Eu nu pot. Cred că era sâmbătă. Nu a fost sâmbătă. Sâmbătă și nici e. Da, da. Iată, în așa situație, noi nici nu putem să dăm vină la victimă, că ea are așa frică. Am avut chiar nu de mult cazul când o prietena mea, care chiar tot este jurist și lucrează mult în domeniul, mai mult domeniul de, care este legat cu instruirea judecătorilor și procurorilor, și uitați-vă, ea a avut un caz în familie, nu a ei, dar a prietenii ei, și... Ea s-a întâlnit cu așa situație că
pentru să examineze cererea de chemare în judecată privind măsurile de asigurare victimei, trebuie să ai un avocat care trebuie să scrie tot corect. Dacă nu este scris corect, poate să trezești că a fost respinsă cererea ta. Da, am înțeles. Am înțeles. Vroiam să vă întreb doar cât de frecvente sunt cazurile care ajung în instanță și cine le raportează? Polițistul, asistentul social, victima, agresorul, apeleul, cine ajunge să sensibilizeze sau să sesizeze instanța? Aici sunt foarte multe, așa spunem, blocuri, da? De unde poate veni. De exemplu, asta poate să fie în civil cerere de chemare privind măsurile de asigurare, da? Poate să fie când asta e civil, în civil se examinează, când victima solicită înlăturarea din casă agresorului și așa mai departe. Poate să fie, de exemplu, în cazul când se examinează divorț. Poate să fie în contravențional, când deja vine procesul verbal, dosarul contravențional. Poate să fie în penal. Sunt foarte multe căile prin care noi putem să vedem. Dar eu, din practica mea, pot să vă spun că organele noastre stau foarte prost pe... deci dosarele astea nu sunt printre primele care trebuie să fie examinate? Sau? Da, ele se examinează în primul rând. Nu, eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre cazul când vezi materialele și întrebi, dar asta e primul caz. Și spun că da, nu e primul caz, dar de ce nu ați reflectat care sunt cazurile? Asta e important pentru examinare, da? Sau, de exemplu, de ce victima a venit în instanța cu materialele? Da, din poliția nu a venit nimeni, nici polițistul nu a venit, nici materialele nu sunt. Cum judecătorul poate să examineze. Și sunt foarte multe probleme, dar eu cred că astea sunt problemele de mentalitate. Da, a spus mentalitate. Și Loreta Handrabura. Că... Și nu trebuie să vă temeți că voi revictimizați victima. Că dacă voi nu revictimizați victima cu reportajul dumneavoastră, ea să fie revictimizată prin multiplele cazurile de violență care se întâmplă mai departe. Știți, uneori poate trebuie să fie ceva mai dureros făcut, dar totuși curățit rana. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru intervenție. Ludmila Barbă, ziceam că Ludmila are și ea o experiență bogată de jurnalistă. De mulți ani e preocupată mai mult de dimensiunea diplomatică, dar iată, mă bucur că ești prezentă la acest eveniment. În general, cum se oglindește în presă subiectele astea, care totuși rămân a fi și vulnerabile, iar pe de altă parte și subiecte tabu? Am să încep un pic cu altceva. Deci, acum un an, eram în Suedia în cadrul unui proiect și la o redacție a unui mare ziar. Noi, cei din spațiu, parteneriatul este, tot întrebam redactorul șef în ce mod sensibilizează ei cetățenii să se vaccineze, să respecte regulile, la care redactorul șef absolut nu ne înțelegea ce vrem noi să auzim de la el. Până la urmă, când a ajuns totuși la înțelegerea lui întrebarea noastră, a zis, dar nu este treaba mass media, este treaba guvernului să o facă. Deci, de ce am pomenit despre această istorioară, fiindcă în cazul Republicii Moldova, după mine, dar și în cazul probabil multor altor state post-sovietice, pe umerii presiei sunt puse mult mai multe obligații decât ar trebui să fie, și tot noi cerem să le îndeplinească, fără a-i oferi vreun suport. Deci, ultima informație care, ultima citită, mă refer, care m-a șocat foarte mult, a fost acum la început de noiembrie. Deci, pe mai multe site-uri era scris că Procuratura din Pălești a încheiat investigarea unui caz în care soțul, chiar dacă avea restricții, împărțea casa cu soția, cu victima și cu copilul, deci o bătea în continuu, a fost amendat, dar oricum a continuat să o bată. Până la urmă, deci mama s-a dus în cameră cu copilul de 10 ani și s-a spânzurat.
Deci asta era știrea, cam peste tot același conținut. Și eu mă întrebam, dar echipele interdisciplinare care au fost create, unde erau ele în acest moment? De ce exista prescripția și s-a repetat în multe rânduri atacurile astea, violențele astea și victima n-a fost protejată? Mama întrebam și la... Bine, nu mai vorbesc că managerul de criză este și el membru a echipei acestei interdisciplinare. Dar mă întrebam și de ce nu s-a autosesizat, să zicem, avocatul poporului, că se întâmplă acest lucru. De ce nu s-a autosesizat avocatul copilului? Fiindcă copilul ăsta rămâne traumat pe tot restul vieții, nu numai pentru faptul că taică-sa o bătea pe maică-sa și pe copii, dar și pentru că a văzut-o pe maică-sa care și-a pus ștrangul în gât și care nu a mai văzut altă soluție. Deci copilul rămâne pe tot restul vieții cu această idee că nu există altă soluție decât să-ți pui capăt vieții. Dar pe de altă parte prestatori de servicii sunt mulți, ei primesc bani, banul ăsta e banul contribuabilului public și el practic nu justifică în anumite situații jobul pe care... Acum urc mai sus. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce dosarul a fost prezentat și doar agresorul este în arest preventiv, așa am citit din informații, deci nu este scris niciun cuvânt despre responsabil, despre polițistul de sector și așa mai departe. Și iată că ieri a fost adoptat amendament la lege privind instituirea unor mecanisme în Parlamentul Republicii Moldova care să ușureze aplicarea Convenției de la Istanbul. Și câte voturi? A fost 55 de voturi. Deci și ceilalți 56 de deputați, ce opinie au? Convenția de la Istanbul a fost... 46. Da. Deci Convenția de la Istanbul a fost ratificată cu 54 de voturi, dacă nu greșesc, în decembrie anul trecut și a intrat în vigoare în mai 2022. Dar însăși Convenția a fost elaborată acum 11 ani, pare mi se. Deci, timp de 11 ani, țara noastră nu a ratificat, a ratificat cu foarte puține voturi, aș spune eu, având o problemă atât de mare. Și atunci, cui trebuie să cerem noi responsabilitate? Ziariștilor, decidenților politici, acestor echipe interdisciplinare sau cui? Da. Deci cred că sunt toate... nimeni nu are răspuns azi la întrebarea cred asta. Cred că sunt toate trebuie la un loc. Trebuie crescută cultura și, în societate, ca fiecare îmi pare rău, dar iarăși vine rândul în mass media să-și asume responsabilitatea aceasta de a schimba perspectiva percepției noastre asupra lucrurilor, asupra acestei probleme. Deci noi ar trebui să-i facem pe oameni ca nu victima să se simtă neconfortabil, să zic așa, diplomatic, ci agresorul. Noi ar trebui, nu știu, să-i sensibilizăm, cred că este din calea afară diplomatic, noi ar trebui să cerem deputaților și factorilor de decizie să-i întrebăm de ce n-au votat aceste amendamente, de ce n-au ratificat Convenția de la Istanbul. Fiindcă deci, și noi uităm de chestia asta în campaniile electorale, să întrebăm. Noi uităm în alte situații. De atâta că unii aleși ai poporului aveau și ei răspuns la această întrebare și spuneau că acest lucru va însemna că Republica Moldova trebuie să protejeze sau să le dea prioritate celor din LGBT. Mi-amintesc răspunsurile la această întrebare. Nu a citit textul, absolut. Nu a înțeleg esența și se dau cu părerea. Iată de ce noi nu abordăm chiar întrebarea asta. Cum poate o persoană care nicio babă nu înțelege în convenție, nici nu a citit textul, nu a înțeles despre ce este vorba, cine este asigurat prin convenția respectivă, nici nu s-a sesizat despre statistica care există în țara noastră, în care punct noi suntem
Și este de cu părere care nici aproape nu este măcar lângă întrebarea dată. Și noi admitem mai departe că ea voteză despre diferite alte proiectele de legi. Deci asta ar trebui alegătorii să-și pună întrebări atunci când pun ștapila pe buletinul de vot în timpul alegerilor. Da. Loreta avea o întrebare. Mulțumim! Mă rog, și în domeniul diplomatic. Faceți-o cumva o corelație, fiindcă eu o fac, între creșterea violenței politice și publice și în pofida, în virtutea legislației, instrumentelor, mecanismelor, se intensifică oricum și violența în bază de gen. Dacă vedeți această corelație sau încurajare? Eu cred că este un raport direct. Deci, cu cât mai multă toleranță în violența politică și violența de oricare alt gen, cu atât este mai mare și violența în familie, fiindcă este poate un atavism al societății noastre, dar noi ne-am deprins să ne uităm la lideri. Și dacă cel de sus își poate permite, păi eu de ce nu pot să-mi permit acest lucru? Înseamnă că este tolerabil, înseamnă că este acceptabil. Eu mă uit uneori la discuțiile și la lexicul utilizat în ședințele Parlamentului și sunt șocat, să vă spun sincer, fiindcă oamenii aleși poporului, am impresia că uneori mai degrabă ar fi interesat să-și facă o imagine, un nume cu orice instrumente posibile, decât să încerce să ridice poporul sau nivelul de cultură în societate. Nivelul de cultură în societate. Timpul ne presează, mai avem. Mulțumim tare mult, Ludmila. Acum Alexandru Lebedev ne va spune dacă Alina Radu a avut dreptate atunci când a spus că mai degrabă o instituție media preferă să facă un copy-paste la un comunicat de presă sau totuși intenția jurnaliștilor e ca să meargă, să facă o investigație, să aducă un reportaj bun cu prezența tuturor actorilor care, de exemplu, vorbesc despre violență. Da, mersi pentru întrebare. Eu tot am vrut să comentez atunci când doamna Radu vorbea. Noi în redacție avem un pic altă atitudine față de lucruri. Pentru că lucruri sunt foarte multe într-o zi, capacitățile sunt limitate și atunci noi nu vedem, întrebarea e, noi prin materialul dat putem ajuta ca să combatem o problemă? Și asta nu contează, asta poate fi un caz de violență de oricare fel, un accident sau alte lucruri strașnice și atunci noi prin știruța asta că acest lucru s-a întâmplat ca fapt, detalii foarte tehnice și după asta noi uităm de cazul dat pentru că el se întâmplă toate altele și nu urmărim povestea, dacă noi prin felul ăsta putem ajuta sau nu putem ajuta. De asta, atunci când noi în redacție există un reporter sau o reporteră care simte problema foarte bine, atunci e încredințat subiectul. Da, persoana ea și de ce un subiect de genul ăsta cap-coadă, el nu durează o săptămână, nu durează o lună, el durează foarte mult timp. Noi am avut un material cu un caz unui tineri de la Rusca, care, Jane, timp de 2 ani a fost la dânsa și a vizitat-o și a vorbit cu dânsa și a sunat noaptea pentru această încredere. Și de la un moment dat, e foarte greu psihologic, după atâta timp, însă și reportera, să treacă pe acest lucru. Dar facem acest fel de materiale, care ele durează timp, ele mănâncă bani, dar chestia asta, la un moment dat, nu e de bani. Dar, apropo, publicul vostru țintă este tineretul. Iată, da, de asta eu am spus, dacă revenim, că eu să spun că asta nu contează, nu putem ajuta, înseamnă că noi nu facem deloc. Noi avem undeva 4 materiale mari pe an, care noi încercăm să despicăm un fenomen din toate perspectivele și inclusiv să dăm, dacă noi contactăm victima, să dăm destul timp ca victima să treacă pentru un proces de reabilitare și atunci lucrurile să fie mai ușoare decât, pur și simplu, că dacă s-a întâmplat și atunci nu poți să te duci la victimă când deodată s-a întâmplat să-i bagi microfonul sau să o întrebi, pentru că atunci nimeni să aibă încredere. Dar oricum, revenim. Noi cam facem undeva 4 materiale mari pe an.
În același timp, noi suntem un site de știri pentru tineri. Eu vreau să fiu un pic mai optimist prin asta, în caz că pentru noi e mai important să încercăm aceste valori, aceste lucruri de prevenție, să le dăm cititorilor noi, ca lucrurile să nu se mai întâmple în viitor, în 10-20 de ani, decât să ne focusăm toate resursele noastre pe efecte. Pentru că toate aceste efecte, toate cazurile de abuz, de multe ori sunt mai multe efecte a unui sistem și a unei generații un pic mai vechi, care doar prin implicația statului și implicația mai mulți actori, ele nu vor fi rezolvate, dar și le puteți vor fi limitate. Pentru că e foarte... Eu abia aștept și interviul cu abuzatorul, pentru că eu cred în ispășirea unei vine de tăi există închisoare. Nu e nu totdeauna se întâmplă și de multe ori se recidivează, dar eu cred că prin faptul, vorbind cu tinerii, despre consimțământ, despre cum cât de vocal să fii, cum tu să te jelui, să nu te jelui, cu tu să vorbești, cu cine să vorbești, când să vorbești, când ai o problemă, e mult mai important, și obțin pentru noi, pentru redacția noastră, și noi asta putem face, decât noi să luptăm acum cu efectele. Și noi tare sperăm că în 10-20 de ani lucrul va fi diferit și cu siguranță poate prin aportul nostru. Ca să fac o paralelă, eu nu vreau să spun că asta noi am făcut-o, dar noi când, în 2013 când ne-am lansat, atunci am făcut mai multe cercetări și datele statistici spuneau că tinerii votează de la 18 ani, cum e legal, dar încep a urmări știrile de la 24. Și există acest gap, această bulă de 6 ani și din cauza asta există, tinerii nu priesă la vot și tot chestia asta că tinerii nu se implică, tinerilor nu le pasă și mai multe lucrușoare. Dacă noi uităm la statistica ultimilor două scrutine, procentul din tinerii care avem, care iese la vot, el e în creștere permanent. Și noi sperăm că noi, cel puțin cu câțiva ani, am scăzut acel gap. În loc tinerii să urmească la 24, urmăresc de la 20-22. Și dacă iar revenim la comentariile cu click-uri și like-uri, noi cumva le diferențiem. Noi avem articole importante, care sunt pentru notorietate, pentru schimbare, care la un moment dat nu contează câte like-uri au și câte click-uri. Noi vom continua să le reșăruim, de câte ori ați vrem să le reșăruim, poate să prindă această chestie. Însă și noi avem articole care aduc trafic și noi sperăm că prin traficul dat oamenii o să citească și aceste materiale. Și atunci ele sunt importante. Adică tu nu poți să ai o redacție care stă numai pe like-uri, tu nu poți să ai o redacție care nu are materiale cercetate și în care reporterile și reporterile interacționează cu oamenii și ved mai aproape problema și atunci vedem unii noi în acest lanț trofic, unii noi ne putem implica un pic ca să ajutăm sistemul să fie un pic mai diferit. Pentru că, din păcate, o redacție singură nu poate salva lumea. Noi nu putem schimba țara în care trăim. Și o presă de una singură nu poate salva da, lumea. Dar noi avem împreună, noi avem fiecare rolul nostru care noi ne ajutăm reciproc. Și atunci, dacă lucrurile... Dacă, ok, eu urmăresc campania 16 zile, încă de la începutul ei, vă două ori pagina am creat-o de mult... Și tot, dacă eu văd de la an la an, da, problemele mereu sunt. Adică noi vom fi negativiști și vom spune că cazurile de abuz cresc, dar din perspectiva mea lucrurile se îmbunătățesc de an de an. Inclusiv că am ratificat convenția de la Istanbul, asta e wow, big success. Faptul că noi cumva, ca societate, am reușit să ajungem la voturile necesare, că eu cred că 4 ani în urmă nu credeam că noi odată să ajungem la voturile necesare, lucrurile schimbă. Schimbă poate foarte încet și nesesizabil, dar eu cred că e important să vorbim despre lucrurile, cum se schimbă și cum oamenii care vin din urma noastră, cum ne schimbă în mai bine. Și noi, că noi vrem să punem accent anume pe oamenii care schimbă și se implică în această schimbare. Și noi considerăm că din toată misiunea asta mare, asta e bucățica noastră care noi o putem face și o facem bine. Da, vreau pe final să te întreb dacă s-ar merita să vorbim și despre violența verbală. Oi, noi vorbim, eu cred că deci oricare de violență, și verbală, și bullying, și pinet mai ales. Adică există foarte multă violență în jurul nostru.
Și e, pur și simplu, la un moment dat, poate e așa de normalizată, pentru că se întâmplă la fiecare câteva ore, nu știu, taxistul striga la tine, taxatoarea striga la tine, cineva nu i-a plăcut cum tu ai trecut drumul. Noi avem cazuri de violență foarte în jur, foarte multe. Și atunci când noi de fiecare dată când vom tolera toate aceste lucruri, lucrurile se normalizează și atunci când noi avem cazuri excepționale în care chiar oamenii zic, ah, da, acesta e caz mare, dar lucrurile sunt minore care duc la acest caz. Și eu cred că prin faptul luptând și încercând noi să nu avem aceste atacuri, inclusiv verbale, noi, pentru că noi nu suntem separați, fiecare din noi avem acces uneori de, nu știu, cineva ne-a calcat pe coadă. Cât mai puțin cineva să-i lăsăm pe alții să ne calce pe coadă și noi mai departe să transmitem această emoție, cu atât mai bine. Dar din verbală, da, eu sunt de acord. Adică este o violență, inclusiv, eu cred că în general, cea mare parte a violenței, mai mult de bază de gen, e violența financiară. De multe ori victimele nu pleacă din spațiu nociv din cauza chestii financiare. Și atunci cum rezolvăm acest lucru? Mersi mult, Alex. Da. Are cineva o întrebare? Sau o aplaudăm? Da, vă rog. Nu, în spatele dumneavoastră. Funcționează. Irina Coropcenco, mă numesc, de la Asociația Promolex. Eu sunt omul care se ocupă de monitorizarea discursului de oră. Sau cum îmi place să mă amuz pe seama mea, mă uit în gura politicienilor, da? Ce zic și când zic și unde zic. Discuția este foarte importantă și eu probabil am să revin la ultima întrebare referitor la violența verbală, pentru că discursul de ură este o formă a violenței verbale și dacă mă întrebați pe mine, multe din cazurile de discurs de ură, discurs sexist, are de fapt în consecință o anumită formă de violență îndreptată împotriva femeilor și bărbaților. Și tocmai pentru că nu este sancționată la timp, eficient, creăm foarte ușor spațiu prielnic pentru apariția unor conflicte sociale. Doar un scurt comentariu și câteva întrebări. Răspundeți fiecare la care vreți, pentru că de principiu se lege între ele. Când vorbim despre rolul mass media și violența față de femei, sunt două aspecte pe care vreau să le menționez. Pe de o parte, sunt cazuri în care mass media, prin angajații săi, generează discurs de ură, discurs sexist, da? Și anumite cazuri în care sunt încălcate drepturile victimelor. Iar pe de altă parte, reprezentanții instituțiilor mass media sunt la rândul lor, de fapt, victime ale discursului de ură și a violenței fizice, inclusiv, și în special femeile, da? Jurnalistele. Și astea sunt două lucruri importante de luat în calcul, pentru că când vorbim despre situațiile în care sunt generate cazuri de discurs de ură, întrebarea mea, sunt două aspecte importante. Unul e, editorii și directorii probabil trăiesc într-un alt cosmos, unii dintre ei. Și al doilea lucru este dacă jurnaliștii și de fapt niciun polițist și niciun jurnalist nu poate să scrie într-un mod corect despre victimele violenței de gen sau despre situații în care apare un discurs de ură dacă el însuși este purtător de stereotipuri și prejudecăți de gen. Deci mai întâi scapi de ele și apoi te apuci să scrii sau să discuți cu victima în cazul ăsta. Și aici am câteva întrebări. Una este când dumneavoastră, dacă aveți această responsabilitate, angajați un jurnalist, jurnalistă, dacă verificați în acel moment și atitudinea față de valorile de drepturile omului sau dacă au anumite stereotipuri, prejudecăți de gen și nu doar. A doua întrebare, dacă faceți evaluări pe intern, periodic, să vedeți dacă există un anumit nivel de intoleranță în redacție.
Pentru că asta probabil ar ajuta, acum vă dau și eu mingea la fileu, ar ajuta foarte mult să vedeți dacă, următoarea întrebare, e nevoie de anumite traininguri pentru colegii dumneavoastră și pe care subiecte dintre acestea. Deci asta era a treia întrebare și ultima întrebare, cât de des colegii dumneavoastră vă solicită să organizați traininguri pe anumite subiecte și dacă le organizați. Mulțumesc! Mulțumim! Cine răspunde? Deci trebuie să recunosc că atunci când sunt angajate persoanele la noi, nu facem asemenea teste. Nici nu știu, fiindcă probabil mai mult pentru faptul că ne orientăm spre proiectul pentru care este angajat și atunci ne interesează în primul rând în ce măsură deține abilitățile și cunoștințele necesare pentru a implementa un proiect concret. De ce ține de identificare, deci cred că pe parcursul timpului eu cel puțin ca și redactor, ca și șef redactor, deci sunt în comunicare continuu cu colegii mei și aproximativ știu care și ce viziune are. Poate încerc uneori să le temperez, fiindcă la noi, de exemplu, în redacția pe care o conduc eu de ceva timp a fost făcută o experiență, probabil, la Teleradio Moldova, când a fost creată o structură nouă din două structuri vechi. Deci una era redacția așa numită publicistică sau emisiuni politice, economice și sociale și alta era redacția comunitate cu etniile. Deci trebuie să recunosc că mi-a luat ceva timp elementar ca să-mi conving colegii să facem ședințele împreună. Dar sper eu că am depășit acest moment. Acum, referitor la traininguri, deci la noi avem un centru de instruire continuă care a fost fondat grație sprijinului Consiliului Europei și Uniunii Europene. Deci avem persoane responsabile, practic la fiecare sfârșit de an se făceau un fel de evaluări și chestionare care ar fi tematica de care ar fi interesate persoanele, angajații, dar din câte mi-amintesc eu de ceea ce ține de violența asupra femeilor sau chiar și etica profesională, au existat cam puține solicitări. Fie că, fiindcă noi avem regulamentul intern, mai este acordul de muncă și anexa, unde este scris totul ce poate face un angajat și ce nu poate face. Fie că oamenii știu, fie că nu este până la capăt simțită responsabilitatea pentru toate lucrurile astea. Cel puțin vreau să zic că nu am avut niciodată vreo plângere sau vreo contestație din partea spectatorilor sau a Consiliului Audiovizual privind corectitudinea produselor televizate care au fost în cadrul redacției pe care o prezint eu. Mulțumesc, Ludmila, mulțumesc! Da, mai avem timp puțin, așa că vă rog cât mai laconic Foarte să fie răspunsul. Toate persoanele care sunt de echipa de IEZ pot să vă spun că la noi când avem prima interacțiune cu dânsele, uneori dăm întrebări foarte ciudate, care nu se așteaptă că ar fi la un interviu de angajare. Pentru că pentru noi e mult mai important să vedem dacă valorile persoanei date spliază cu valorile noastre interne, după asta chestiile tehnice se învață. Deci HTML și editare, chestia asta se învață pe urmă. Dar valorile e mai greu să le schimbi. Și atunci noi vrem să vedem care e viziunea de viață a persoanelor care vin la noi și dacă noi ne putem pupa în interiorul echipei și face un produs în care noi credem ca echipă, nu individual. Asta e unul. Și chiar dacă uneori se întâmplă că persoana poate să vină, dar pentru că nu se pliază, e mult nu stă. Pentru că noi în redacție, noi nu suntem mulți. Noi suntem în redacție 10-15 oameni care suntem.
Și noi avem discuții de este zilnice, pentru că noi avem întrebări și dileme, cum e mai corect, cum e corect, dar hai să întrebăm și persoana dată, hai să întrebăm și persoana dată, pentru că noi nu spunem că noi știm tot adevărul din lume și nu tot facem corect. Noi foarte multe întrebări în fiecare zi avem. Și toate aceste chestii le vorbim în birou. De la Marshall LGBT până la pro sau anti-avort, până la convenția de la Istanbul și alte chestiuțe care noi le discutăm și încercăm să vedem cum, dacă noi înțelegem asta, cum asta noi facem. Și eu mă bucur că oamenii care au stat mult timp și mai stau la diez îmbrățișează aceste valori. Și atunci, dacă noi avem nevoie de un suflu nou, mai vedem ce se organizează pe piață și cred că participăm. Sau internațional. Dar aceste chestii de suflu nou, viziuni noi, ele mereu sunt importante. Mersi, și Alex. Pentru noi este o valoare. Mersi. Noi, spre exemplu, la TV8, practic tot ceea ce a spus Alex, cred că este în fiecare redacție, fiecare persoană trebuie să fie în armonie și cu valorile și cu politica editorială. Dar noi mai avem coduri de conduit, noi avem și cod de conduit și de comportament în campanie electorală, care este adus la cunoștință și instruit fiecare persoană care este angajată. Ce ține de training-uri, participăm regulat, inclusiv colegii noi, colegi mai vechi, la beneficiem de toate oportunitățile care ne le oferă și partenerii, cum este Asociația Presei Independente, avem mai mulți parteneri internaționali care monitorizează și fac inclusiv audit editorial periodic și vin cu recomandări și ne oferă astfel de instruiri, ne monitorizează și ne direcționează ce am putea și ce ar trebui să îmbunătățim. Mersi, Sergiu. Aș vrea să adaug și eu aici. Păi acum, hai, am ajuns și la ultimul vorbitor, ultima vorbitoare, Natalia Junghietu de la Expresso. Iată, tocmai pentru că Alina zicea că trebuie de parcurs distanță mare până ajunge într-o localitate, acolo la nivel local, cât de des se abordează subiectul și dacă e mai ușor să fie abordat fiind acolo mai departe de Chișinău? Da, doar că pentru început aș vrea să răspund doamnei. În ceea ce privește presa locală, este mai complicat să ținem cont de aceste cerințe, da, să spunem așa. De ce? Pentru că dacă spunea Alexandru că la ei în redacție 10-15 oameni și asta e puțin în presa locală, atunci într-o redacție locală sunt 2 oameni, 3 oameni, maximum 4, chiar sunt și redacții unde lucrează un singur om ca să facă un ziar și îți dai seama, vă închipuiți că să faci un ziar de 10-12 pagini este foarte complicat. Și atunci când angajezi o persoană în redacție, te uiți întâi ce poate el să facă, cum să scrie corect, după care te orientezi. Poate el să abordeze anumite teme, fie juridice, fie despre violență, fie... și atunci când avem norocul să fie organizate în ultimul timp foarte multe traininguri de Asociația Presei Independente la care noi mergem de fiecare dată, indiferent am eu 15 ani de experiență în domeniul jurnalismului sau persoana care are o lună sau un an experiență în domeniu. Și ca să revin la întrebarea doamnei Valentina, în ultimii 2 ani, cred că Expresul se implică în abordarea subiectelor pe tema violenței. De ce? Nu știu dacă ar fi corect, dar cred că este mai corect să spun că pentru că noi avem norocul să fim parte a proiectului pilot Eva, care se desfășoară la Ungheni și Cahul, și într-un fel ne simțim obligați să abordăm tot mai des acest subiect, cu toate că niciodată nu am avut tangențe să mergem să vorbim fie cu victima, fie cu agresorul. Noi întotdeauna ne străduim să abordăm mai mult persoanele sau membrii comunității care sunt implicați direct în acest fenomen. Fie psihologul, facem un interviu, da, cu psihologul, fie judecătorul care abordează astfel, care examinează astfel de cazuri, fie polițistul sau asistentul social. Din păcate,
impactul nu este atât de mare, vorbind din partea cititorilor. De ce? Pentru că așa cum s-a făcut și aceste studii de caz, cititorii fug mai mult după senzații, ei vor să citească senzații și iată dacă a scris o presă un astfel de titlu, clar că ei o să acceseze acest material și o să-l citească, fie doar o să comenteze după titlul care este scris. Și de aceea noi ne străduim când scrim astfel de subiecte întotdeauna să facem postările mult mai vizualizate, să le distribuim pe toate platformele ca să ajungă la conștiința cât mai multor ungheneni și călărășeni, desigur că noi suntem și la Călăraș. Chiar am avut și campanii de informare împotriva violenței copiilor luna trecută, în care am implicat mai mult în activitățile noastre copiii, dar și tinerii. Acum preconizăm să facem o campanie de informare împotriva fetelor și a femeilor, în care iarăși vrem să implicăm foarte mult tinerii. De ce? Pentru că ei sunt cei care își dau interesul pentru acest fenomen, pentru acest subiect și ei sunt cei care promovează nu știu dacă promovează sau cei care vorbesc cel mai des despre asta, pentru că persoanele mai, nu știu, trecute poate peste 40-50 de ani, cred că încă au prejudecăți, încă au acele stereotipuri, că am trăit așa, o să trăiască și copiii mei, sau a trăit mama mea, bunica mea, așa vom trăi și noi, vom închide ochii. Asta e. Mulțumesc tare mult, Natalia Junghietu, este administratoarea ziarului Expresul de Ungheni. Iată că voi răspândiți ziarul și la Călăraș, da? Aveți totuși un teritoriu unde impactul trebuie să se vadă. Mulțumim foarte mult, iată cât de repede au trecut aceste două ore și aproape jumătate, înseamnă că subiectul s-a meritat. Dacă cel puțin cei care sunt organizatori au reținut și ideea venită de la Alina că ar trebui o linie fierbinte și pentru jurnaliști, ar fi de mare folos și atunci am zice că nu în zadar ne-am adunat astăzi la acest eveniment organizat în cadrul campaniei 16 zile de activism pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor. Vă mulțumesc foarte mult și pentru prezență și pentru interes și pentru felul cum ați încercat să puneți accentele. Eu sper că subiectul ăsta pe viitor va avea locul potrivit și la TV, și la radio, și în ziare. Și haideți să punem umărul ca să preîntâmpinăm, să nu ajungem să vorbim despre cazurile grave. Pentru că dacă o să reușim prin aceste articole pe care le facem noi cei din mass media, atunci cred că o să vină și această picătură la creșterea culturii în societate, pentru că eu deseori spun, degradarea totuși ne face astăzi ca să ne bălăcim în multe și multe probleme. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și să ne mai auzim cu bine și cu alte ocazii.